Bună ziua, stimați invitați din alte structuri de la nivelul județelor. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru prezență, să mulțumesc domnului prim-ministru și doamnei ministru Violeta Alexandru și în același timp să salut și colegii miniștri din teritoriu care sunt în județele de origine la prefecturi, participând și domniile lor la această videoconferință. Vă rog, domnule prim-ministru. Bună dimineața! Ne confruntăm cu o creștere îngrijorătoare a numărului de cazuri. Datoria noastră, ca instituții ale statului, ca reprezentanți care au funcții de conducere în instituțiile statului, este să ne facem datoria și să luptăm cu toate armele legale pe care le avem la dispoziție pentru apărarea sănătății și vieții oamenilor. Scopul acestei întâlniri este acela de a suna mobilizare generală din partea instituțiilor statului care au atribuții în lupta împotriva epidemiei, cu acele instituții care au atribuții de control pentru a determina o amplificare la limita maximă posibilă a acțiunilor de control pentru a asigura respectarea regulilor de protecție a sănătății oamenilor. Am văzut în ultima perioadă există semnificative nerespectări ale regulilor instituite de autorități, de specialiști, iar această creștere a numărului de încălcări ale regulilor stabilite riscă să afecteze și sănătatea și viața cetățenilor corecți, care respectă legea și care sunt puși în pericol din cauza faptului că o minoritate, poate și indusă în eroare de o campanie mizerabilă care este derulată de o bună bucată de vreme, refuză să respecte regulile. Scopul principal al acestei ședințe este acela de a îmbunătăți coordonarea între instituții și de a crește eficiența măsurilor pe care le luăm și ale acțiunilor de control pe care le organizăm. Este clar că există zone și activități unde ne confruntăm cu o încălcare mai gravă a regulilor și unde există riscuri majore pentru sănătatea cetățenilor care participă la aceste activități sau intră în contact cu alți oameni. Din cauza asta va trebui să concentrăm toate eforturile noastre, în primul rând către aceste zone, astfel încât să putem fi eficienți, iar măsurile pe care le luăm să aibă rezultatele scontate. Obiectivul nostru clar este acela de a ne asigura că orice actor instituțional din zona publică sau privată este angajată în respectarea regulilor. De asemenea, că aceia care nu respectă regulile vor fi sancționați în conformitate cu prevederile legii. Este clar că avem, pe baza analizei pe care am efectuat-o, o creștere a numărului de cazuri, iar această creștere a numărului de cazuri ne indică, printre zonele prioritare, centrele urbane. De asemenea, este clar că pe litoral sau în stațiuni de munte sau
în alte zone există încălcări semnificative ale regulilor. De asemenea, este foarte important. Este adevărat că încă avem focare și că un număr mare de cazuri provin din focare, din spitale, din centre de bătrâni sau din anumite companii, probabil, care nu respectă regulile, dar rata de dispersie a cazurilor este mai mare decât în urmă cu 2 luni sau 3 luni. Deci este evident că avem un număr de persoane care nu s-au îmbolnăvit în focare, ci mulți dintre ei poate nici nu știu de unde s-au infectat cu coronavirusul și ei transmit practic această infecție, virusul, în activitățile pe care le desfășoară. În ceea ce privește activitățile care trebuie controlate cu prioritate, în ceea ce privește comerțul, solicit orientarea controalelor în supermarketuri, în piețe, cu precădere în piețele închise sau semi-închise. De asemenea, cred că va trebui să controlăm și târguri, bâlciuri, chiar dacă se organizează în aer liber, va trebui să asigurăm respectarea regulilor. Transportul public. Aici, în București, este foarte important și aici cereți și susținerea poliției locale a municipiului București să asigurăm respectarea regulilor în metrou. În metrou sunt sute de mii de beneficiari ai serviciului de transport în metrou zilnic. Riscul de transmitere în cazul în care nu sunt respectate regulile este foarte mare și din cauza asta avem nevoie de o prezență constantă, ritmică, în metrou pentru a asigura respectarea regulilor. De asemenea, transportul pe cale ferată, transportul feroviar, în special transportul spre destinațiile de vacanță, spre mare, spre munte sau spre destinații care asigură trenuri pline, trebuie asigurat în mod obligatoriu respectarea regulilor. Transportul intrajudețean, transportul cu autocare, de asemenea, poliția de circulație, ISCTR-ul, vor trebui să fie extrem de prezenți. Pe transportul feroviar aveți poliția TF, care va trebui să fie extrem de activă și să asigure respectarea regulilor. În ceea ce privește alte categorii de servicii de alimentație publică, terasele. Știm foarte clar, mai ales în terase de fițe, terase unde nu se respectă regulile și unde nici măcar personalul angajat nu respectă regulile, iar multora dintre patronii de terase nici măcar nu le trece prin cap să facă cel mai mic demers de asigurare respectarea regulilor. Să știți că și în benzinării avem probleme, în special în benzinările care duc spre destinații de vacanță. Și asta nu vă spun din auzite, vă spun din experiența proprie. Oamenii alimentează și dacă n-au mască, normal, ca să plătească, sunt lăsați să intre fără mască. Ori asta nu e acceptabil. Asta, benzinările trebuie să se adapteze situației și să găsească o modalitate ca și pentru cei care nu au mască, să aibă posibilitatea să-și achiziționeze o mască înainte de a intra în spațiu închis. Nu mai vorbesc de alte activități care se petrec în benzinărie, unde se stă la coadă și unde dacă ai pe cineva fără mască, riscă să transmită virusul la foarte mulți oameni. Cluburi. Aici sunt unele cluburi care, sincer, părerea mea că ar trebui închisă. Și aici va trebui să ne gândim foarte serios dacă nu luăm și noi măsuri care au fost luate în alte țări, ca după ora 22 sau 23 să se închidă astfel de tipuri de activități. Asta
asta va trebui să facem o analiză și dacă nu avem capacitatea să îi readucem la respectarea regulilor, putem să luăm astfel de decizii. Să știți că avem informații clare că sunt restaurante în spații închise care, fructificând reglementarea conform căruia se permite organizarea de evenimente private în spații închise cu până la 20 de persoane, de fapt au deschis și servesc clienții în interiorul restaurantelor aflate în spații închise. Cred că și în hoteluri este important să asigurăm respectarea regulilor, că și aici avem semnale privitoare la hoteluri. În parcuri, rugămintea mea este să solicitați poliției locale să fie prezentă, locurile de joacă, sigur, să li se atragă atenția părinților sau bunicilor că își pun în pericol copiii dacă utilizează locurile de joacă. De asemenea, sunt locurile unde se joacă șah, table, și acolo trebuie verificată respectarea regulilor, pentru că am văzut imagini cu oameni care stau nas în nas, care nu respectă nicio regulă și care se pun în pericol unul pe celălalt. Dar este un mesaj foarte serios și aici poliția poate să controleze și zona asta. Avem zonele de interacțiune cu cetățenii ale instituțiilor publice. De la ANAF, direcțiile de impozite și taxe locale, Registrul Comerțului, toate zonele care au ghișee unde se petrec interacțiuni. De asemenea, inclusiv companiile, mai ales acelea care furnizează servicii, trebuie să asigure respectarea regulilor pentru clienții lor, care fie vin să-și plătească facturile, care nu pot să, că nu plătesc toți online. Vin să-și plătească la centrele de încasare și aici trebuie să avem mare grijă în respectarea regulilor, pentru că există și aici un risc mare de transmitere din cauza faptului că se creează cozi și că oamenii nu respectă regulile. Sau nu se impune respectarea regulilor de către organizatori. Mulțumesc domnului ministru Vela și poliției pentru faptul că deja este funcțional un tel verde 0800 800 165. Acest tel verde este destinat special preluării de la cetățeni a informațiilor legate de zone unde în mod vădit nu se respectă regulile. Solicit prefecților să fie implicați la maxim, atât prefecții, cât și echipele de la nivelul prefecturilor, de asemenea tuturor serviciilor deconcentrate, implicate, direcțiile de sănătate publică, direcțiile sanitar-veterinare, oficiile de protecția consumatorului, ITM-urile, Inspecția Muncii, toate structurile care au atribuții de control trebuie să colaboreze cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, cu Poliția, cu Jandarmeria, cu Poliția de Frontieră, cu toate structurile care sunt implicate, să formeze echipe comune acolo unde este necesar un control. Sigur, aici aveți grijă să nu vă duceți foarte mulți, adică să nu se creeze impresia că câte un reprezentant din partea fiecărei instituții, astfel încât să putem să asigurăm cât mai multe echipe de control care să facă constatările, să ia măsurile care se impun. Fiind într-o situație, să spun, de cumpănă, trebuie să vă spun că suntem într-un moment în care ori cresc infectările, ori reușim să stabilim epidemia. Eu cred că putem, printr-o mobilizare exemplară, printr-o comunicare eficientă, și aici solicit către toate instituțiile de control să comunice toate rezultatele controalelor. Locurile în care nu se respectă, măsurile care au fost luate, pentru ca să se înțeleagă foarte clar de către cei care nu respectă legea, cei care nu respectă regulile de protecție sanitară, că
vor fi amendați și că vor suferi consecințele legii în cazul în care nu respectă regulile de protecție a sănătății publice. Vă solicit, domnilor prefecți, să verificați zilnic, să faceți un plan zilnic de acțiune, să urmăriți implementarea planului de control împreună, evident, cu conducătorii de la nivel național ai instituțiilor, să informați constant opinia publică privitoare la măsurile care se iau. Vă mulțumesc, domnul ministru Vela.